Salutări și bine v-am găsit la o nouă serie de pe canal, sau cel puțin o posibilă serie. Da, astăzi voi încerca să încep o serie de squad buildere și voi crea cea mai bună echipă din istoria acelei echipe, dacă are sens. Da, voi pune cei mai buni jucători pe care i-are acea echipă sau pe care a avut din istorie într-un squad builder în FIFA. Voi pune jucătorii care sunt în FIFA, că pe aia care nu sunt în FIFA n-am cum să-i pun. Astăzi vom crea echipa Barcelonei, vom face cea mai bună echipă a Barcelonei. Aceasta va fi prima echipă cu care voi începe. Dacă vreți ca această serie să continue, trebuie să strângem la acest videoclip 750 de like-uri. Nu uitați să vă abonați și lăsați în comentarii echipa cu care vreți să facă în videoclipul viitor, dacă vom reuși să strângem 750 de like-uri, că dacă nu, nu mai facem. Echipa care va avea cele mai multe like-uri în comentarii sau echipa care va fi de cele mai multe ori scrisă în comentarii va apărea în episodul următor. Zic să începem cu echipa Barcelonei. Am uitat să vă spun, voi folosi doar jucători concept, pentru că sunt sărac. Din păcate nu putem să jucăm cu această echipă pentru că sunt concept. În poartă îl avem pe Ter Stegen, portarul actual al Barcelonei. Nu am găsit pe altcineva să se potrivească pe acest post. Fantastic portar. Este probabil în top 5 acolo cei mai buni portari din lume actual și merita oricum să fie introdus în această echipă. Mergem acum la poziția de CB. Din nou un jucător actual al Barcelonei și anume Piqué. Îl avem aici pe Piqué. Joacă de foarte mult timp la Barcelona, a câștigat foarte multe trofee cu aceștia, este un fundaj de bază acolo, titular incontestabil și îl vom băga aici pe Piqué. Celălalt fundaj din echipă va fi un jucător legendă și anume Puyol, îl avem aici pe Puyol, știm cu toții cât de bun era Puyol. Acesta s-a retras și la Barcelona, dacă nu greșesc, fundaj foarte bun, destul de scund, însă pe apărare era zeu, era fantastic acest Puyol, unul dintre cei mai buni fundași din istorie, după părerea mea. Mergem pe partea stângă, avem din nou un jucător care este actual la echipă, îl avem aici pe Jordi Alba, de asemenea și acesta este titular la echipă, un jucător cu foarte mare viteză, da, nu știu, n-am găsit pe altcineva pe cine să pun aici, parcă pe stânga mai era unul, Adriano, care a fost la Barcelona, dacă nu mă înșel. În fine, dacă ați fi pus pe altcineva pe partea asta, lăsați acolo în comentarii. A câștigat trofee și cu Barcelona, a câștigat și cu Spania, deci merita să fie introdus aici. Pe partea dreaptă, nimeni altul decât Dani Alves. N-aveam cum să nu-l bag aici pe Dani Alves. O legendă pentru această echipă, unul dintre cei mai tehnici fundași dreapta din lume. Cred că putea să joace și atacant. De multe ori a fost introdus în echipa anului, dacă nu mă înșel este jucătorul cu cele mai multe trofee, are 40 și ceva de trofee în toată cariera acestuia și n-avea cum să nu fie introdus în această echipă briliantă. CM-ul, probabil știți cu toții cine urmează acum, Andres Iniesta, n-aveam cum să nu-l bag pe Iniesta, după părerea mea cel mai bun mijlocaș din istorie, zic eu că dacă nu erau Xavi și Iniesta, Messi nu mai ajungea unde a ajuns acum. Nu zic că nu e bun, însă Xavi și Iniesta, zic eu că l-au dus la alt nivel pe Messi. Da, Iniesta aici, păcat că nu este și Xavi să-l pot băga. Vom merge la poziția de left wing, unde îl avem pe jucătorul meu preferat din toate timpurile. Și anume Ronaldinho, îl avem aici pe Ronaldinho, fotbalistul care a făcut multă lume să iubească fotbalul, cel mai skillat jucător, după părerea mea, nu cred că a existat jucător să facă mai multe dribbling-uri și scheme decât Ronaldinho. Vom merge acum la poziția de mijlocaș central, aș fi putut să-l pun pe Sergio Busquets, s-am ales să fac altă șmecherie, îl vom băga aici pe Cruyff, o altă legendă a echipei, ne vom uita acum să vedem ce statusuri a avut la Barcelona, a jucat 227 de meciuri și a marcat 85 de goluri, după cum putem vedea în imagini, nu a fost vârful carierei sale la Barcelona, la Ajax a fost vârful carierei sale, unde a marcat 250 de goluri, extrem de mult, în 318 meciuri. Vom merge la poziția de right wing și îl vom băga pe Neymar Junior sau Neymar Junior. Fost jucător al Barcelonei, a fost dacă nu mă înșel vreo 3-4 ani la Barcelona, după care a plecat de la ei. Acum iar vrea să se întoarcă la Barcelona, e o posibilitate foarte mare și de asta l-am introdus și în această echipă. Trio fantastic a făcut împreună cu Suarez și cu Messi. Mergem acum la atacanți. Primul atacant probabil o să fie o surpriză. Îl vom băga pe Ronaldo Nazario aici, Ronaldo 97. Deși cariera lui a fost marcată de prezența la Real Madrid, a trecut de fapt
pe la foarte multe echipe. Avem acolo Cruzeiro, avem PSV, avem Barcelona, avem Inter, avem Real Madrid. A avut Ronaldo la echipe multe rău. A jucat și la Barcelona, unul dintre puținii jucători care a trecut pe la Barcelona și pe la Real Madrid, ca și Hagi. Da, a avut 49 de meciuri în tricoul Barcelonei și 47 de goluri, aproape un gol pe meci, fantastică media asta de goluri. Și nu în ultimul rând, zeul echipei, cel mai bun jucător din istoria Barcelonei și poate din lume, vom merge aici cu nimeni altul decât... Hai că mi l-a dat pe Ronaldo aici. Bă, dar unde e Messi? Vom merge aici cu Messi, 99 Messi, jucătorul care a marcat foarte mult această echipă a Barcelonei. Fantastic acest jucător. După cum spun mulți jucători, acesta este cel mai bun din istoria fotbalului. Mulți sunt de părere că a fost chiar și mai bun decât Pele. 5 baloane de aur, nu mai e nimic de spus. Și da, cam aceasta este echipa Barcelonei. Nu mi-am scris nimic, am făcut totul pe moment, am spus ce am crezut eu despre acești jucători. Da, dacă v-a plăcut și mai vreți video clipuri de genul în care să creez cele mai bune echipe, lăsați acolo un like, să strângem și noi 750 de like-uri, lăsați în comentarii echipa care vreți să apară în videoclipul următor, dacă va apărea un videoclip următor, abonați-vă să ne strângem și noi 10.000, vreau să ajung la 10.000 cât mai repede, mai e drum lung până acolo, însă ușor ușor o să ne strângem. Ăsta a fost videoclipul, eu am fost Gianni, v-am pupat!